Ce zici, Sabine? 1x2. 2. Da, sunt de acord cu tine. Mi se pare echipa mai, mai bună. Acum, totuși, nici egalul nu trebuie scos din, din calcul, însă mă gândesc că cel mai puțin ne-am așteptat la o victorie a lui Napoli. Așa e, 2.80 cotă. Da, victoria lui Napoli, deși e lider în, în clasament, dar contează, în clasamentul intern, dar contează mai mult cum joacă Manchester City acum. Formidabilă forma cetățenilor. Și aș remarca că, deși a rămas la fel de impresionantă ca și evoluție în teren, parcă n-a mai apăsat la fel de mult pedala de accelerație în ultimele etape de campionat. Da, e undeva la 75-80% din capacitate City. Ai dreptate, am văzut-o și la, la West Brom. După ce lucrurile devin clare pentru, pentru Guardiola, probabil le cere elevilor să, să o lase puțin mai moale. Nu știu, poate o fi o tactică, poate are, nu, poate are un rol un lot formidabil pe mână și permite să facă multe schimbări, să aibă jucători odihniți. Oricum, actualul sezon, măcar intern, dacă nu și european, e foarte bine gândit la, la City. Și are, că... îl are și în buzunar așa pe Mendy, care deocamdată e accidentat. Da, ei, mai sunt acolo și Vincent Kompany care... Asta vreau zis, să nu da. Totuși să nu-l pomenim pe Kompany, că el e mai mult accidentat decât în activitate. Da. Și cred că ești de acord cu mine aici. E... Uite, ar fi tare să facem o socoteală, să vedem cât din sezoanele pe care le-a petrecut în cariera de profesionist, măcar în ultimii ani, a fost accidentat și cât a fost disponibil. Pentru că e măcar 50-50. Da, da, e... E plătit de club, e o viață frumoasă să stai să te uiți la toate meciurile din tribună pentru 6 milioane de euro pe sezon. E adevărat, e bine să-i banii, sau parcă mai plăcut ar fi să, să joci. Să fii în miezul acțiunii, da. Egal la Napoli, o cotă de 3.75 și victoria Manchester City o cotă de 2.50, o cotă de luat. Cred că se vor mai echilibra puțin cotele, deși tendința actuală este alta. Alte variante ce pot fi încercate pe această partidă, Aguero scrie peste 1.5 goluri, de să dea măcar două goluri, atacantul cota 7.50, penalti în meci o cotă de 2.80 și să știi că e o variantă de încercat, uite și cota e micuță, nu e la 3-3 și ceva, pentru că avem față în față două echipe foarte, foarte tehnice, cu defensive, uneori e, poate nu la nivelul restului compartimentelor. De Bruyne oferă o pasă de gol, cota 2.20, de ce nu, e în formă maximă belgianul. Două vorbe spectaculoase, valoroasă, locul întâi în Serie A. Napoli este mare pericol să părăsească întrecerea, pentru că dacă pierde această partidă și Shakhtar câștigă, oarecum logic pe teren propriu cu, cu Feyenoord. Culmea e că mă uitam la Shakhtar, are cotă bună la victorie pe teren propriu, da. Mă rog, bună în comparație, date fiind datele problemei, considerând, luând în considerare datele problemei. Însă Shakhtarul, dacă va câștiga, ajunge la 9 puncte, iar Napoli, dacă nu bate, să zicem că face egal, ajunge la 4. Dacă pierde, rămâne cu 3. Așadar, cu două etape înainte de final, Napoli ar fi la 5 sau la 6 puncte de Shakhtar. Asta, bineînțeles, dacă Shakhtarul îi bate pe Feyenoord. Da, exact. O situație destul de complicată în această grupă. Eu cred, totuși, că City n-a refuzat o remiză în acest meci, în condițiile în care practic ar duce-o mai departe sau practic este calificată, dar pe de altă parte mă gândesc și la faptul că Pep Guardiola va încerca să rezolve, să tranșeze de pe acum calificarea, pentru că oricum City are un program extrem, extrem de, de dificil. Atenție, De Bruyne, dacă va lua un cartonaș galben, va sta în următoarea etapă. Vorbim despre meciul de pe teren propriu cu Feyenoord, o partidă foarte simplă pentru City. Nu e problemă, cred că chiar ar merge De Bruyne în cartonaș. Asta spun și eu, că un pariu pe un cartonaș galben în casa de belgian are șanse bune de reușit. Și Sané apare des la finalizare, Sabine, foarte des apare la finalizare. Cred că e de luat în calcul un posibil gol al lui, deși adversarul e Napoli, adică nu e foarte ușor să marchezi. Și asist Sané, pentru că Aguero e acolo în față, adică sunt jucători, foarte mulți jucători care pot să construiască și să finalizeze, dar Aguero ar fi omul cel mai la îndemână pentru asta. Gol Sané sau asist Sané, dar pariuri de încercat. Pariurile noastre sunt pe golul peste 2.5 și cel puțin 5 conere de care să beneficieze Napoli. O știm pe Napoli, o echipă care își creează ușor aceste lovituri de la cort. Nu știm dacă o va domina neapărat pe City, dar la ce intensitate considerăm că va avea această partidă, la ce intensitate se va juca această partidă, cred că Napoli poate ajunge la,
la aceste 5 goluri. Da, și Napoli obligată să miște mâine seară, da, pentru că dacă nu mișcă e papa. Exact, exact. Corect. Bun, Sabin, hai să mergem mai departe, să vedem ce se mai joacă. Mă uitam acum dacă emisiunea este live pe pagina asta de Facebook. Este, bineînțeles, în fiecare seară și acolo se strâng multe comentarii. Uite, chiar acum sunt cică pe la vreo 2000 de oameni. 1779 a ajuns emisiunea noastră. Vă așteptăm, prieteni, din fața televizorului sau din pat sau unde vă aflați. E foarte simplu, scoateți mobilul, intrați pe Facebook și vorbim împreună. Tottenham, Real Madrid.